place semenea dur. Fuș, fuș, fiind băieți buni. Bară la bară cu Mihai Hânda pe Impuls. Vă auziți bine, merg toate căștile, merg toate microfoanele. Merg, gata. Ne auzim super. Și pe video, nu? E ok, avem, sunt toate bune. Sperăm să ne auzim pe radio înainte de toate. Visam s-a auzit în premieră la Impuls, cred că și în premieră în FM, că e de 4 ore. Yes. Da, lansată. Super mișto. Îmi place foarte, foarte mult când pot să dau play-uri din astea în premieră. Voi ați venit cu piesa la Teo Show și v-am răpit și eu la radio. Mulțumesc că ați super. Mai stat un pic. Ca mulțumim să, și noi. Ca să ne putem vedea la radio, ca să putem să filmăm tot momentul și ca să putem să facem mare challenge. Mi-e frică. Dacă trebuie umplut vreun frigider, să știți că Sergiu este primul, cu frigiderul lui să fie primul. După aia îmi iau și eu din vină. Aveți acolo niște bilețele puse pe foaie. Da. Challenge-ul este în felul următor. Aveți un nume de artist, o piesă și încă un nume de artist în stilul căruia trebuie să cântați piesa cu pricina. Cum facem? Facem una? Cine e primul? Păi o lăsăm pe Aza primul. Okay. Aoleu. Și credeam că mergem după regula că bărbatul intră primul în lift. Atunci hai cu Guz primul. Nu, hai cu Aza. Faceți foarte că piatră hârtie, cum vreți. Vai, dacă vă zic aici ce mi-a picat. Ia zi ce piesă ai tu acolo. Vai de capul meu. Vreți să știți? Bine, că vă zic. Adiminune. Așa. Chef de chef. Așa. Și să-l fac în stilul lui Shakira. Deci Adiminune. N-am suport audio, dar am toată încrederea că o să iasă bine, bine de tot. Vai, deci trebuie să-i fac vocea Shakirei, nu? Da. Mamă, pe piesa asta. Hai, eu îți dau beat-ul. Gen, îți fac un beatbox în stil de manea sau cum? Ok. Poți? Ia să vedem. E simplu, nu? Nu râdeți, asta să mă liniștesc. Haide. Asta se transformă în Shakira și chef de chef. Râde, mă, gut. Se transformă în ceva mișto. Chef de chef și toți banii mei îi dau pe femei. Nu țin cont de prietenii mei cu paharul în anghe și versurile, mă. Guz, tu dai verdictul. A fost sau nu a fost? A fost. A fost. Chestia aia, fie. 5. Bun. 5. Bine. La final trebuie să vedem cine câștigă sau dacă este remiză și o să mai trebuiască să veniți. Câștigă prietenia. Mergem către Guz. Guz. Ce bilet ai tras? Deci am doi artiști. Guz prefer. În stilul lui Dan Bino. Ok. Păi ce să fac eu? Îmi place când îi place tace. Îmi place că mă place. Îmi place că era cunoscut. Îmi place taia în ce mai mult. Mamă. Așa ar cânta Dan Bittman? Guz, prefer? Presupun că, știi, pentru mine Dan Bittman e aia. Și îngerii au demonilor. Și zic, chestia aia o iau. Ăla e trademark-ul. Gata. Ce zice Aza? Că voia să vă... Am rămas șocată. Șocată ești. Am rămas șocată. Deci răspunsul este da. Ea a zis da. Și-a spus da. Da. Vedeți că voi de fapt vă ajutați așa și într-un final vă încurcați voi pe voi pentru că o să câștige prietenia și o să fiți amândoi la egal. Câștigă dacă... prietenia. Este jingle. Eu dau spoilere. Bun, Aza, biletul cu numărul 2. Un posibil punct. Cântă Mafia străzile. Și la asta am și instrumental pentru tine, draga mea. În stilul Andrei. Oh. Ai refrenul, nu? Acolo. Vezi că Andrei vast așa. Mamă, bun. Cum e? Aza pe băiețeală. Ok. Stai așa. Stai cum începe? Cum era asta? Poți să spui rugăciuni? Să se întâmplă? Cum era? Moment, zi drumit. Cum zi azi? Da, și. Poți să spui rugăciuni. Aha, tu îl faci bine rău pe mafia. Ce semene adun. Fugi, fugi, vin băieți buni. Tu poți să spui rugăciuni. Să se întâmple minuni. Dar ce semene adun. Fugi, fugi, vin băieți buni. Bă, băiatule, bă! Păi dacă câștigă prietenia, facem împreună tot. 5, avem 10. Bun, 5 cu 5, 10. Mergem către Guz înapoi. Câte mai avem? Păi uite, na. Mai avem două, nu? Da, eu am două. Păi uite, mai avem și două, la tine una la Bittman, acum luăm... Ok,
stafeta Beatman. Și îngerii au demonilor. Așa? Deci, Beatman, îngerii au demonilor, în stil... În ce stil? Și Cristi Miculescu, ăsta e Iris sau ce? Bună seara, prieteni! Bună seara! Am dat și hin. Și îngerii au demonilor! Pay me to recognize! Sau controlezi! Și îngerii au demonilor! Pe mei tu îi liniștești. Dă-i motani. Mai are rost? N-am folosit sunetul ăla de Bix niciodată. Păi nu poți să fac chitara dacă vrei. Gata, e destul. Bun. Yeah, 20 5. Și tu mai ai o piesă, mai aveți o piesă fiecare. Da, avem o piesă fiecare. Și deocamdată este egalitate între cei doi. Aza, ultima ta piesă. În ce stil trebuie să fie? Ce piesă și în ce stil? Mamă, îmi place piesa asta. DJ Project cu Andia, da, Retrograd, în stilul Loredana Groza. Mamă, Loredana Groza. Oare găsesc? Nu știu dacă găsesc. Știi că e ușor pe Loredana să o emiți. Pentru că Loredana poate cânta în orice gen. Dar eu sunt fană Loredana Groza, de când eram copil mic. E foarte trist karaoke-ul ăsta pe care l-am găsit. Superb. Îmi zici dacă te ajută sau dacă te încurcă? E ok. Aha, trebuia să încep, nu? Da, să începe când vrei. Băi, să știi că am intrat în melancolia aia, știi, când am auzit piesa așa lentă. Hai. E super, povestea noastră ca Mercurie Retrograd. E super, știi, când ești la concert, îți pui o piesă care te duce undeva departe și trebuie să începi să cânti, dar tu asculti doar negativ. Da. Deci de aici e refrenul, ia? Da. Așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se strâng. Găsește-ți fericirea, lasă-mă să plâng. Tu ultima iubire, despre tine cânt. Așa cum sunt, așa cum sunt, eu te-am iubit, dar ai uitat că brațele se strâng. Păi asta e Loredana? Găsește-ți fericirea, lasă-mă să plâng. Tu ultima iubire, despre tine cânt. Așa cum sunt. Și acum, dacă vreți Loredana Groza, o bag pe aia. Ia, fiți atenți. Când se lasă nopțile, lele, se adună fetele, lele, dar se adună ca să se pună pe petrecere până dimineața. Hey, monotone zilele. Aia e. Am zis eu s-a pus dublu punct. Și tu acum ce piesă mai ai acolo? Că nu mai știu. Cine, eu? Da? Ah, e ultima ta piesă. Hai, gust. Vezi, egalitate deocamdată. Păi mie mi-ați dat numai rock. Ok. Deci, Visam, piesa noastră. Așa, pe care am auzit-o în premieră la radio. Visam. Da. În stil cargo. Ok. Visam amândoi, visam doar noi în suflet amintiri. Cu ele respir și nu înțeleg cum poți să-mi lași inima printre hoți. Și plouă încet, încet, plouă și-mi este dor de ochii tăi să mă... Și cu asta challenge-ul, ce am presimțit de fapt, s-a terminat la egalitate. Ei, bine. Îmi place metoda noastră, ai simțit-o? Deci cântăm cum vrem și la final pur și simplu. Oricum pui punctul. Ești în trafic, ești în grafic. Vara la vară. Emisiune pusă în mișcare de Hyundai prin RMB Interauto Cluj.